Mamă, bună ziua, bună ziua, noi suntem de la Surprize la domiciliu și avem o surpriză pentru dumneavoastră. Cineva drag s-a gândit la dumneavoastră să vă facă o surpriză. Da, cineva care vă iubește foarte, foarte mult și nu v-a mai văzut de mult timp. Și vrea să vă facă o surpriză, să vadă cum, ce face, sunteți sănătoasă. Păi da. Așa. Da. Știți dumneavoastră cine ar fi persoana asta? Nu? Haideți să ascultăm o melodie și așa poate vă dați dumneavoastră seama din partea cui ar fi. Ia uitați, avem așa un buchet frumos de flori pentru dumneavoastră. Vi-l pun eu aici, dacă nu reușiți să-l luați. Da, și cu tortul. O să stau eu așa frumos lângă dumneavoastră. Au ajuns. Și haideți să ascultăm o melodie împreună, da? Să vedem din partea cui ar fi. Haide să ascultăm. Iar nu mă mea bunică, de câteodată. E Costică, mamă. Te-a spus să cânte și să fac cadou. Atâta plânteție care izorăște. Ce că spun pe avea bunică, iau. Nu se mai oprește. Bunică E Costică al tău, mamă, și cu Simona, cu, da, cu nepoțica mică, da. Toți s-au trimis, mamă. Vă dați seama din partea cui este surpriza? Deci din partea nepotului dumneavoastră, Costică, și a Simonei. Și vă transmite mesajul că vă iubește mult și că este foarte dor de dumneavoastră. Din partea lui Costinel, îl mai știi? Așa, și Simona, și fetița aia mică. Ai văzut cum îți dă mâncare în mână? Haideți să cântăm și noi împreună pentru bunicuța noastră, da, la mulți ani, că așa cât mai sunteți în viață, să vă bucurați un pic. Haideți împreună cu echipa mea. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, uite, mamă, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Elena să trăiască, Elena să trăiască, la mulți ani. Elena să trăiască, Elena să trăiască, la mulți ani. N-are nimic. La mulți ani, la mulți ani, bunicuțu, la mulți ani. La mulți ani.